Vă salutăm din nou, columbofili adevărați. Ne aflăm la Tamaș, la Tamaș Covaci, în Păned, lângă Târgu Mureș, și ne aflăm în compartimentul destinat puilor, adică acum ai pui. Uite, asta îmi place tare mult. Șaia, șaia. Astea albastre, astea din Iansen, ăla? Da. Te rog, din Iansen pe care vi-am prezentat în video anterior, câți pui ai? Ai început parcă cu 82? Da. Și ați-o rămas? 70. 70? Deci și-ai zburat până la 200 de kilometri, că atât are. Da. Da. Ia să văd. Băi, ăștia senzațional. Ăștia din Iansen, ăla bătrânul. Asta? Da. Acum arăt. Nu, asta nu. Asta din cei? Asta nu. Asta, ceva acum, nu știu. Da. Nu știu, nu mă... Dar arată-mi, după te rog. Caiet. Nu mă, după caiet, dar... Uite, hai că facem așa cum îmi place mie să facem, facem un joc. Arată-mi, te rog, 5 porumbei, da, care crezi tu că la anul vor face treabă. Face treabă? Mă, măcar doi ei, arată-mi 5. Te rog. Mie mi-a arătat înainte vreo 30 de porumbei, i-am luat la mână. Vă spun cinstit, arată excepțional. Excepțional. Deci aici prima mi-o ares pe tărcata asta. Da, da. Ia să văd. Ce poți să-mi zici de ea? Cum, la antrenamente cum ți-a venit? Fiecare tot în față? Dată, da. În top 10. Deci fiecare dată. Da, da. Deci asta zici, ia să-i spunem și seria să vedem. Bă, ce fain arată. Bă, ce fain arată. Da. Așa. 105, 2, 1, e ușor de ținut. Da, 105, 2, 1, 1, 1. Deci nu 1, 1, 2, că 1, 1, 1. Da. Bă, faine. Asta din ce sus e? De maraton. Deci de maraton. De maraton. Asta e una. 1, 1, 1. Ia să vedem. Mai prinde. Dar normal aici ați compartimentul pentru zburători, așa? Da. Numai că i-ai băgat aici puii, ca să aibă mai mult spațiu. Tommy, înainte să-mi o prezinți, nu te-am întrebat. Tratamentele, faci ceva? Pentru că nu, pe multe lume interesează. Nu, nu, nu. Nici de vaccinat? Ba da, vaccinul da, dar e tratament. Nu faci tratament tricomonos, nimic, nici în timpul sezonului? Ba da. În timpul sezonului ce le dai? Două ore. Fac. Ce produs? No, prezintă-mi un pic femela asta, ia zice. Femela asta, full Janssen. Full Janssen. Numai asta, ce serie are? Dar asta vine foarte bine și așa. O să mizez pe ea. În față, da. Ce serie are, te rog? Tot așa, 105. A, te rog. Acum arăt. 105, 2, 1, 1 0, 4. 0, asta din primii pui. Da, 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 da. Foarte frumos. Deci asta e a doilea porumbel pe care mi-l arăți. În timpul sezonului, ce produse folosești? Dacă nu-i secret. Deci mâncare doar bună, versele laga. Da, versele laga, da. Și da? Și ce fel de mâncare sau ce fel de tratament? Nu, ce fel de tratament. Dacă dai ceva, energizante. Ce farma am cumpărat, da, anul trecut și eu sunt mulțumit. Cu Belgasol, Avifan, de astea le dai, da, ceva? Da, și Belgasol, și Tolisa am bun, luat, bun. Da. Ceva pe mâncare le pui iarna? Să le pui ceva pe mâncare, da, sau nu? Ce le pui? Drojdie de bere? Da, am. Da? Da. Cu ce și cu ce umezești? Cu ulei și mâncare. Da. Amestecam și... Ia, a treilea mi-areți acum. Da. Să rugăm. 73. Da, 73. Și asta vine foarte bine. Ăsta din ce sușei? A, nu știu exact acum. Dar ai văzut că îți vine bine. Da, 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 da. După număr pot să vorbesc. Mă, după acum, după ce ai zburat, îi mai selectezi pe porumbei la mână sau nu? Sau le dai o șansă la toți, la coș? Îți dau o șansă, dar se simte calitatea. Și ăla nu mințește. Da, da, bine zici. Nu mințește calitatea. Bine zici. Da, asta-i treilea. Băi, negri nu mi-arezi nimic. Acum vine. Păi ăia, arată-mi.
Batalia, batalionul greu, sau cum se spune. Ia să văd, ăsta e din negri aia, din bătrânul sau din tânărul negru? Din bătrânul. Din bătrânul, l-ai pus și gold? Da. Ai încredere în el? Da. Ai încredere. Și asta vine foarte bine. Două pene de schimbat. Da. Ochiul. Da. Lasă-l, te rog, un pic aici. Ăsta e 4. Și poate mi-l arez încă pe frate. Sau altceva. Altceva. Se vede în ochii iubirea de porumbea lui Tommy. No, Tamaș, dar noi mai spunem, noi alintăm Tommy, Tomiță. Un băiat extraordinar la îmbarcări, vine, ne ajută la Târgu Mureș. Extraordinar. Tot să avem așa colegi. Dar ce ai făcut? Ai vopsit de uliu sau ce ai făcut? Văd că au albastru pe ei sau ce? Până caut a cincilea porumbel. Nemai. Văd că ați vopsiți unii cu albastru. De ce? Asta fiul lui. Lui bătrânul? Da. Ia să văd. Ia să vedem. Bă, ce frumos arată negrii ăștia, mă. Ăștia, auzi, îți prinde multul lui de acasă. Da. Dar până când le dai drumul? Până când pică zăpada sau nu? Nu, până la... Eu fiecare zi așa fac până după la ora 12, când nu vine uliu, da? Și până la octombrie las afară și după aia... Și până mai închizi, până martie. Da. Pune-l, te rog, pe aici. Până în martie. Foarte frumos. Am văzut, îți dați cu albastru 2-3. De ce oare iei dat cu albastru? Am vopsit că e tânăr. A, e vopsit, aia e vopsit și ca să, da? Să vezi, da. Și ca să vezi. Arată care bine. Care am vrut să arat un fulian. Mai arată, te rog. Mai arată un fulian să. Hai ce mă. Ce strălucești? Am două. Ai prins? Da. Prind și asta și sora sa. Deci ăsta e full Jansen. Da. Din bătrânia aia. Se vede, da. Da. Uitați cum tot așa arată. Da. Da, mă. Auzi, Tommy, dacă ar fi să-ți mai aduci niște porumbei, de la ce crescător mare din lumea asta ai vrea să-ți aduci? Te rog, până atunci prinde și pe. Acum nu vreau. Dar nu-ți mai trebuie nimic, așa? Nu-mi trebuie. De permis se permite. Da. Eu sunt mulțumit. Mulțumit de ce ai. Trebuie să lucrezi cu așa, cu ce ai. Da, trebuie să încerc, trebuie să încercăm toate porumbeile. Arată-mi, te rog, și pe celălalt Jansen. No, și aici, cum îți place ție să-mi spui, mi-areți un full Jansen. Da. Bă, ăsta seamănă la cap, mă. Mai bine că la rău. Să l arăt că poate schimba, cine știe. Da. Ia să-l vedem. Prima dată. Da. O pană de schimbat. Da. No, ăsta să știi că... Ăsta arată unul de cei mai frumoși porumbei care mi-ai arătat. Da. Și care îți place și ție. Da. Uite-le. Ăsta e mascul, boc. Mascul, da. Boc. Igos. Băi, uite asta, nimă, mi-a plăcut. Te rog, prinde neagră aia, nică, mor după aia. Aia mor după aia. Foarte frumoasă. Foarte, foarte. Ia asta din cei. Hai, domne, cum arată. Asta e păpușă, mă. Da, sunt foarte mici. Asta e păpușă, mă. Din ce e asta, Tomiță? Sincer, nu știu. Ultima pană, schimbă. Vai, faină, mă. Zi-mi un pic seria să rămân aici. No, în asta să știi că îmi pun speranță. Și asta are jumate de Jansen. Ia să văd un pic. După ochi se vede. Auzi, te rog, spune-mi seria, ultimele cifre. O, 110. 110, de 10. Asta e femelă de 10. Da.
Ca să ține minte. Eu pe asta mizez. E foarte. No, dacă vine bine, femeia asta îmi dă un pui la anul din ea. Da, nu-i nicio problemă. Bun. Tommy, mulți, mai mi-areți ceva? Uite, nu mă lasă să plec. Nu mă lasă să plec. Ce mi-areți, Tommy? Asta e un Van Loon. Van Loon. Van Loon sau. Bun. Van Loon, dar uite ce ochi are în tata. Eu vă spun, ce stii, mie îmi plac la porumbei ochii senzațional. Da. Van Loon. Ai încredere și în ăsta? Da. Văd că pe stângul inelez. Da. Bine, da. Îți mulțumesc pentru... Cu plăcere și eu și... mulțumesc că ați venit. Vă rog, abonați-vă la canalul Columbofil Adevărați, pentru că urmează și alte și alte surprize. Și o să mai facem un film să vedeți cât a investit Kovács Tamás în porumbei. Vă salut, cu stimă și respect.